Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 8-14 martie 2020 pentru zodia Leu. Să vedem cum vor sta leii cu dragostea în această săptămână. Până voi extrage toate cărțile, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor pentru toată implicarea, pentru toate like-urile, pentru toate comenturile, pentru că v-ați abonat canalului meu. Iar pentru cei care nu v-ați abonat încă, puteți apăsa dacă vă face plăcere să mă urmăriți, apăsați butonul de like să mă urmăriți și în continuare. Văd că aveți două mesaje și vi le voi comunica pe rând. Dacă tot mi-au căzut, vor să ajungă la dumneavoastră. Văd împăcare în unele cazuri, la unii lei. Alții dintre dumneavoastră veți petrece în această săptămână. Văd un grup de prieteni care se înțeleg foarte bine. Ori vă înțelegeți foarte bine. Nu știu, petreceți în cuplu sau alături de prieteni, dar multă veselie, multă împlinire, poate aflați despre o logodnă sau despre un botez în această săptămână, iar pentru unii dintre dumneavoastră, împăcare, o să vă împăcați cu o persoană în această săptămână. Alții dintre dumneavoastră veți părăsi o relație sau vă îndepărtați de o anumită persoană, de o anumită situație sau renunțați la ceva în această săptămână, fie la o atitudine, fie vă doriți să plecați la un drum în această săptămână, lăsați lucrurile în urmă și vă vedeți de viitor, dar un viitor mult mai bun, fie alături de cineva, fie, după cum v-a spus, unii dintre voastre puteți pleca la un drum. Bun, haideți să vedem mai departe. Va fi o săptămână interesantă pentru mulți lei. Acum să vedem și etalarea în sine, ce vă rezervă. Bun. Aici văd unele situații. Nu știu. Ori vă faceți niște planuri de viitor, ori simțiți că. Dar tind să cred că aici vorbim despre planuri de viitor, alături de partener sau partenera dumneavoastră, dar parcă lucrurile stau pe loc. Ceva s-a întâmplat și nu înaintează nimic. Acum mai există și posibilitatea ca o situație să se schimbe la 180 de grade în unele cazuri și să fiți mult mai optimiști, să primiți, nu știu, văd promisiuni, multă înțelegere. Aici vorbim și despre un angajament destul de serios și de asumarea unei responsabilități. În cazul în care sunteți într-o relație în care lucrurile au bătut pasul pe loc, nu s-a întâmplat nimic sau nu ați început nicio relație, dar nu că nu ați început, nu au avansat lucrurile, deci ați început o relație și lucrurile cam bătut pasul pe loc. Ei bine, începând cu această săptămână, lucrurile se vor schimba într-un mod foarte pozitiv pentru unii dintre dumneavoastră. Mai ales dacă aveți de face cu persoane din zodia Taur, Fecioară, Capricorn, aici, să știți. În alte cazuri văd foarte multă analiză. Poate o persoană este cam indiferentă față de dumneavoastră sau s-a cam distanțat. Și văd multă dorință, în unele cazuri, vă doriți o mulțumire, ce vă doriți foarte mult să fiți iubiți, să fiți iubiți cu aceeași măsură cu care dumneavoastră iubiți. Dar tind să cred că aici vorbim despre o analiză foarte profundă a lucrurilor, pasul următor în relație, adică ați început relația, dar vă doriți. Și veți ajunge în acel punct pentru că aici văd foarte multă împlinire din punct de vedere sentimental și emoțional, multă dragoste, multă fericire, o mulțumire, o satisfacție, o comunicare foarte bună. În cazul în care nu aveți o relație, posibil în această săptămână să cunoașteți pe cineva și să fie exact acea persoană de care aveți nevoie în viața dumneavoastră, apare fix în momentul oportun, să zic așa, fix în momentul potrivit. Mai ales dacă aveți de-a face cu persoane în zodie de apă, rac, scorpion, pești. Aici foarte multă împlinire din punct de vedere sentimental și emoțional. După cum v-am zis, fie că vorbim de relații serioase
serioase, deja stabilite, fie de început de relație, lucrurile tind să avanseze într-un mod foarte pozitiv și frumos pe viitor. În alte cazuri, văd foarte multă agitație interioară, foarte mulți nervi, stres. Toate lucrurile acestea se pot schimba radical, într-o clipă. Și cam acest lucru se întâmplă la unii dintre dumneavoastră. Vă schimbați atitudinea radical față de o persoană, față de o relație, față de o situație. Sau vă schimbați, adică nu o să mai fiți genul de persoane foarte agitate, foarte nerăbdătoare, foarte, că aici este și un fel de agresivitate în vorbire, în comportament, foarte multă grabă și văd foarte multă schimbare, începând cu această săptămână, o schimbare foarte benefică și foarte bună, dar o să vă gândiți brusc la acest lucru, adică o să vă schimbați brusc atitudinea pentru că vă doriți foarte multă siguranță din punct de vedere sentimental și emoțional și atitudinea pe care o aveți nu vă ajută să începeți o nouă poveste de dragoste. Asta din cauza că poate ați fost trădați în trecut de persoana iubită și ați devenit așa. V-ați schimbat atitudinea în felul acesta. Cred că a venit momentul să depășiți aceste lucruri, să vă eliberați de acest blocaj emoțional și să priviți din nou spre... să priviți din nou spre o posibilă relație, un posibil partener sau parteneră, să depășiți această perioadă în care v-ați simțit trădați, în care ați fost nefericiți, în care ați simțit că ați avut numai ghinimoane din punct de vedere sentimental, pentru că această perioadă i-a sfârșit în unele cazuri. Și văd că vă îndreptați ușor, ușor spre o altă poveste de dragoste. În alte cazuri văd o teamă de a spune ceva. Parcă ați vrea să spuneți și țineți acest lucru în dumneavoastră de foarte mult timp, dar ceva vă cam reține, vă ține pe loc, vă blochează. Când vreți să spuneți, nu puteți pur și simplu. În alte cazuri văd persoane care vă interzic să fiți împreună cu o anumită persoană, ceea ce nu e neapărat că vă, de fapt, chiar vă motivează mai mult să luptați pentru ceea ce vă doriți, cu toate că aveți o durere în suflet, simțiți că ați ajuns la fundul sacului, simțiți că nu mai puteți din niciun punct de vedere, mai rău de atâta nu se poate, să știți, de acum vine binele la dumneavoastră, vine soarele, vine fericirea, vine împlinirea. Depășiți toată această perioadă. În alte cazuri aici văd la un drum. Fie mergeți într-o călătorie, fie trebuie să plecați la un drum și acest lucru vă agită foarte tare în unele cazuri. În alte cazuri vorbim despre o nerăbdare de a pleca la un drum, de a vedea pe cineva drag și... poate în unele cazuri, plecând la acest drum, posibil să fie în țară sau poate fi și peste hotare, văd că luptați aici, unii dintre dumneavoastră, să fiți cu o persoană sau să salvați o relație, pentru că văd aici și o relație care se cam apropie de sfârșit. Plecați la drum să rezolvați problema cu persoana iubită și văd că o să clarificați lucrurile, o să luați o decizie foarte bună care o să vă aducă foarte multă abundență din punct de vedere sentimental și emoțional, dar nu numai, și o gândire mult mai limpede și mai sigură, să zic așa, mai ales în cazul acelora dintre dumneavoastră care aveți de face cu gemeni, balanță vărsător, scorpion și taur, fecioară, capricorn. Dar v-am zis, nu excludem nici zodiile de apă, rac, scorpion, pești, pentru că așa acestea predomină etalarea dumneavoastră. O să vă rezolvați problema, având în vedere că mi-au ieșit acele două cărți la început, călătoria și împăcarea, unde sunt probleme în relație, o să le rezolvați începând cu această săptămână și o să fie, totul o să fie din ce în ce mai bine. Într-adevăr, se necesită și un drum în unele cazuri în care sunteți poate la distanță sau nu locuiți împreună.
Dar într-un final o să fie bine, să știți. Bun, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Nu uitați să-mi lăsați un like, un coment și să vă abonați canalului meu dacă vă place ceea ce fac. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care doriți o etalare personalizată, lăsați-mi un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981520. Eu vă doresc mult noroc în această săptămână și să vă meargă bine din toate punctele de vedere. Ne vom revedea curând. La revedere!